Avem acest pasaj minunat din Sfânta Scriptură, din Ion, capitolul 5. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Aș vrea să vedem ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună din acest pasaj. Suntem într-un context în care Domnul Iisus Hristos face o vindecare. La scăldătoarea de la Betesda era un olog. Și Domnul Iisus Hristos îi dă iertare și îi dă vindecare. Și iudeii și fariseii care erau acolo, erau zi de sabat, se revoltă. Și nu-L apreciază pe Domnul Iisus la justa Lui valoare. Întrebarea care se pune, ce au spus oamenii despre Iisus atunci? Dar ce spun oamenii astăzi despre Iisus? Vedeți, Domnul Iisus Hristos face o vindecare, face un bine și ei se revoltă. Ei spun mult mai mult, spun, uite ce pretenții are, spune că e Fiul lui Dumnezeu. Uite, El are această pretenție să dezlege sabatul, face lucrarea aceasta în ziua sabatului. Iată că vedem ce au spus oamenii atunci și dacă privim în lume, vedem ce spun oamenii astăzi despre Iisus. A fost un om, a fost un proroc, a fost un om istoric și multe, multe alte spun despre Iisus și nu-L cunosc pe Iisus. Însă, ce au spus ucenicii care au umblat cu Iisus? Observăm că la un moment dat, Filip îi pune o întrebare Domnului Iisus. Spune, arată-ne pe Tatăl. Deci nici Filip nu-L cunoștea, nici ceilalți nu-L cunoșteau pe Iisus. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Găsim în Noul Testament ce spune Scriptura despre Domnul Iisus Hristos. Nu avem timp să analizăm toate versetele, dar în mare găsim că Domnul Iisus Hristos a avut o relație perfectă cu Tatăl. În Ioan 10:30 spune, eu cu Tatăl una sunt. Dacă am văzut că ce au spus oamenii despre Iisus, ce a spus ucenicii despre Iisus, ce spun oamenii astăzi despre Iisus, haideți acum să vedem ce spune Domnul Iisus despre El însuși. Și găsim ca și titlu la acest pasaj, Iisus, Marele Învățător și Vindecător. Domnul Iisus Hristos începe pasajul ca să acesta despre, din care am citit din Ioan 5 de la 17 a se justifica în fața celor care l-acuzau și spunea, uite ce pretenții are omul acesta. Și el spune așa, versetul 17, dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Domnul Iisus Hristos vrea să transmită prin acest verset iudeilor de atunci și nouă de astăzi un lucru foarte important. Pentru că iudeii de atunci aveau un concept în mintea lor, în inima lor, foarte ciudat. Spuneau ei, Dumnezeu
Tatăl se odihnește în ziua sabatului. Că este scris în Vechiul Testament. Dumnezeu se odihnește în ziua sabatului și noi trebuie să ne odihnim și nu avem voie să facem nicio lucrare. Și de aceea l-acuzau pe Domnul Iisus că a făcut această vindecare în ziua sabatului. Și Domnul Iisus Hristos vrea să le spulbere această concepție și să le spună următoarele cuvinte. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ce înțelegem noi prin aceasta? Noi înțelegem prin aceasta că Dumnezeu lucrează continuu. Și dacă privim în Scriptură, vom vedea că de la căderea omului în păcat, Dumnezeu Tatăl lucrează pentru salvarea omenirii. De la coborârea Domnului Iisus Hristos pe pământ, întruparea Domnului Iisus Hristos și până la cruce, observăm cum Domnul Iisus Hristos lucrează pentru salvarea omenirii. Apoi învierea, apoi înălțarea la Tatăl. Și ce face Domnul Iisus Hristos la Tatăl? Găsim scris. Mijlocește. Deci El lucrează pentru noi. Și Sfânta Scriptură ne spune acest lucru. Apoi, spune că nu ne-a lăsat orfani, a trimis Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, din ziua cincizecimii, El a lucrat și în vechime, dar în mod plenar, din ziua cincizecimii, a coborât și lucrează până astăzi pentru salvarea omenirii. Deci, dacă Tatăl lucrează, Fiul lucrează, Duhul Sfânt lucrează, înțelegem că Dumnezeu nu dormitează. Și în Psalmul 121, cu versetul 4, ne spune că El lucrează continuu, nu dormitează. El lucrează pentru salvarea noastră. De aceea, primul lucru care aș vrea să-l vedem și să-l accentuăm este dreptul legitim al Domnului Iisus Hristos de a face lucrările Tatălui. Dreptul Domnului Iisus Hristos de a se numi Fiul lui Dumnezeu. Deși iudeii n-au recunoscut lucrul acesta. A spus, uite ce pretenții are. Uite, hulește. Să face deopotrivă cu Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos nu că avea o anumită pretenție și nu era. El avea acest drept legitim și și-a revindecat acest drept legitim care El de fapt era și este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu. Iudeii nu i-au dat Domnului Iisus Hristos acest drept legitim de a recunoaște așa cum este, cum se cuvine. De aceea, în versetele 18-19, găsim că Domnul Iisus Hristos are acest drept să se numească Fiul lui Dumnezeu. Și răspunde, eu sunt trimisul Tatălui. Însă iudeii spune, hulește. Deci, minciunea diavolului care a lucrat atunci și lucrează și astăzi printre oameni, este ca să scoată pe Domnul Iisus Hristos, să-L scoată, să nu fie Fiul lui Dumnezeu, să-L consideră un om oarecare. Că din moment ce a scos acest lucru, că Domnul Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, poate să rămână doar la o religie, un sabat frumos,
dar fără esență, gol, o coajă goală. Deci, iudeii au respins pe Fiul lui Dumnezeu și au respins mântuirea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, căutau să-l omoare. Iată că primul aspect pe care îl observăm este că Domnul arată dreptul, revendică acest drept care de fapt era legal. Dreptul legitim al lui Iisus de a face lucrările Tatălui. Dreptul Domnului Iisus Hristos de a se numi Fiul lui Dumnezeu, că era Fiul și este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. Al doilea aspect pe care îl putem observa din acest pasaj este versetul 22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Înțelegem de aici decizia Tatălui pentru Fiul Său, că toată judecata i-a dat-o Fiului. I-a dat putere să învieze morții. I-a dat această autoritate, i-a dat acest drept, deși oamenii nu l-au acceptat. Întrebarea care se pune, poate cineva, în alt fel de om, altcineva să învieze morții? Nu. Numai și numai Dumnezeu. Deci, înțelegem de aici că Domnul Iisus Hristos era cu adevărat Dumnezeu din Dumnezeu, care a coborât pe pământul acesta, s-a făcut om, dar el de fapt era Dumnezeu. Vedem în versetul acesta că vorbește despre o judecată. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului. Aici vorbește despre judecată, dar noi trebuie să înțelegem că există mai multe judecăți. Și vorbește aici despre judecata în viitor a celor care nu vor să se pocăiască, a celor care trăiesc în păcat și vine judecata lui Dumnezeu, așa cum este descrisă în Apocalipsa 20, de la versetul 11 la 12. Este vorba despre această judecată de la Marele Tron Alb, unde spune în felul următor, în felul următor: apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Iată că observăm aici că toată judecata i-a dat-o Fiului și este vorba despre această judecată pentru păcat. Această judecată care oamenii nu vor să se pocăiască și ajung în fața lui Dumnezeu la judecată. Vedem versetul 24, când ne vorbește despre o altă judecată. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Pare la prima vedere că aceste versete sunt cumva se contrazic. Prima dată spune că toată judecata a dat-o Fiului și oamenii vor veni la judecată și în versetul acesta spune că cei care cred în El nu vor avea parte de judecată. Deci aici este vorba
despre o judecată, nu pentru păcat, o judecată pentru răsplătirea celor credincioși după felul cum am lucrat pentru Dumnezeu. Este foarte clar ca noi să înțelegem și să nu confundăm judecata pentru păcat cu judecata pentru răsplătire. Citim din 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10. Spune așa, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Și atunci cum stăm cu versetul acesta? Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce l-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Iată că două versete care ne vorbesc despre judecată, dar vorbesc despre, unul vorbește despre judecata celor în păcat care nu au vrut să se pocăiască și aici, în Corinteni, este vorba de judecată și aici, tot în pasajul nostru, spune că nu vor veni la judecată, este vorba despre cei care vor fi judecați pentru lucrarea care au făcut-o pe pământ. Și în 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 11, lămurește și mai bine acest lucru. Spune așa, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât ceea ce a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fânt, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe această temelie, pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Iată că observăm două feluri de judecată. Sunt mai multe, dar eu nu pot să cuprind toate acestea în așa scurt timp. Dar vorbim despre câteva puncte esențiale. Că există judecată pentru păcat, judecata de la Marele Tron Alb, și există această judecată a noastră, a noi pocăiții, noi care credem în Dumnezeu, după felul cum am lucrat pentru Dumnezeu, vom fi judecați și vom fi răsplătiți sau ne vom pierde răsplata. Apoi observăm mai departe că în versetul 25 ne vorbește despre înviere. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a venit, când cei morți vor auzi Fiul lui Dumnezeu și celor ce vor asculta vor învia. Aici din nou trebuie să ne gândim că și învieri, după cum am văzut că există mai multe judecăți, și învieri există mai multe. Nu este vorba despre acea înviere în ziua judecății de la Marele Tron Alb, unde toți vor fi înviați și vor fi judecați, toți și vor fi condamnați toți aceia care n-au vrut să slujească lui Dumnezeu. Nu. Este vorba la prezent. Dacă citim bine acest pasaj, acest verset, spune cei ce vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta. Este vorba despre cei care sunt în viață, nu morții, care morții nu mai pot să facă nimic. Cei care vor auzi și vor asculta. Este vorba despre acum și aici. Perioada aceasta a Domnului Iisus Hristos, care a venit pe pământ, să aducă mântuirea și prin cuvântul lui Dumnezeu, omul aude, îl primește în inimă, ascultă și este înviat ca din morți. Este vorba despre această înviere spirituală. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre această înviere care este la prezent.
Dar Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, imediat trece mai departe la învierea viitoare, la învierea celor de la care vor sta în fața lui la judecată. Versetul 28 și 29 lămurește acest lucru și spune așa: nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Deci observăm aici că este vorba despre o altă judecată. Este vorba despre acea judecată a celora care n-au vrut să se pochească, a celora care vor fi judecați și aruncați în iazul de foc, pentru că aici n-au primit pe Iisus Hristos, l-au respins și a spus: este un om oarecare. Dumnezeu Sfântul să ne dea putere, Dumnezeu Sfântul să ne dea înțelepciune, să înțelegem că viața nu se termină aici. Viața continuă, abia după moartea fizică începe adevărata viață. Viața cu Dumnezeu sau viață în chin, în ghenă. Eu aș dori pentru Biserica Domnului de aici, pentru fiecare din noi, ca să avem aceea parte cu Dumnezeu de viața veșnică în împărăția Lui și nu în chin veșnic. Deci, decizia Tatălui pentru Fiul Său este că i-a dat toată puterea ca să judece. Și spune în versetul 27: și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul omului. Apoi găsim despre cinstea care se dă Domnului. Zice: dați cinste Fiului cum dați Tatălui. Deci Domnul Dumnezeu Tatăl îi dă acest drept, îi dă această autoritate să primească această cinste, să primească această putere, pentru că El s-a jertfit pentru noi, pentru a făuri mântuirea omenirii. Deci, iudeii care nu au acordat acest drept legitim al lui Domnul Iisus Hristos, că era și este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, a spus: na, hulește. Zic ca Dumnezeu să ne ajute, ca noi care trăim în zilele noastre și studiem Scriptura, să privim la Domnul Iisus Hristos și să-L credem pe Domnul Iisus pe cuvânt și să-L avem în inima noastră, ca să putem avea parte cu El de viața veșnică. Un al treilea exemplu pe care, și al treilea punct pe care îl putem desprinde din acest pasaj, găsim că diversitatea lucrării și învățării Domnului Iisus Hristos sunt foarte multe. Și ele dovedesc că El este cu adevărat Dumnezeu. Am văzut în prima parte a acestui capitol această vindecare a acestui om slăbănoc. Și iudeii s-au revoltat și n-au vrut să-L accepte că este Dumnezeu. Vindecarea slăbănocului. Găsim atâtea exemple în Sfânta Scriptură. În Luca, capitolul 5, găsim acolo un om paralitic care oamenii îl aduc să-L vindece Domnul Iisus. Fiindcă nu era loc și nu putea să ajungă la Domnul Iisus, sparg acoperișul și îl pogoară la Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îi dă vindecare și iertare de păcate. Și ei din nou se revoltă, zic: cine este acesta ca să ierte păcatele? Domnul Iisus Hristos spune: are putere să ierte păcatele, pentru că este Dumnezeu. Are putere să vindece. De aceea, marele învățător și vindecător este Domnul Iisus Hristos. Apoi găsim alte lucrări ale Domnului Iisus Hristos: învierea lui Lazar, din capitolul 11 din Ioan, și alte exemple putem găsi în Sfânta Scriptură. Deci, învățătura Domnului Iisus Hristos
lucrările Domnului Iisus Hristos, profețiile care s-au făcut în Vechiul Testament, în Scriptură, toate dovedesc că El este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care dă mântuirea, care ne dă viață veșnică, dacă îl acceptăm în inimă, dacă credem și ne pocăim. Închei aici. Timpul s-a scurs foarte repede. Însă reținem aceste trei puncte esențiale. Dreptul legitim al lui Iisus de a face lucrările Tatălui. Dreptul Domnului Iisus Hristos de a se numi Fiul lui Dumnezeu. Era un drept legitim. Nu o pretenție oarecare, că mulți zic, am pretenții că sunt cineva și de fapt nu sunt. Nu. Era dreptul lui legitim că era și este Fiul lui Dumnezeu. Însă iudeii n-au recunoscut și l-au răstignit. Al doilea lucru care l-am învățat, decizia Tatălui pentru Fiul Său să-i dea toată onoarea, toată puterea și toată judecata, să aibă Fiul. Să aibă putere să învierze morții, să aibă putere să facă lucrările lui Dumnezeu. Acest drept și această cinste i-a oferit-o Tatăl. Dacă lumea nu a vrut să-i ofere, Tatăl i-a oferit-o. Slăvit să fie El. Și ce minunat este să fim cu El în acel loc unde nu vor fi lacrimi și nu vor fi dureri. Apoi, al treilea lucru care l-am învățat, diversitatea lucrării și învățăturilor Domnului Iisus Hristos sunt foarte multe și toate acestea dovedesc că El este Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu Sfântul să ne ajute să-L acceptăm, să-L slujim, să ne pocăim cu adevărat ca să avem parte cu El în împărăția Sa. Amin.